Angajații și voluntarii Crucii Roșie din România sărbătoresc împlinirea a 140 de ani de la nașterea organizației. Crucea Roșie Română a fost înființată în 4 iulie 1876 pentru a acorda ajutor soldaților răniți în timp de război. La acest aniversar mă gândesc cu admirație la voluntarii Crucii Roșii Române, care de-a lungul istoriei au contribuit la sprijinirea și salvarea semenilor aflați în suferință. Crucea Roșie Română a luat naștere la 2 ani după ce țara noastră a devenit parte semnatară la prima convenție de la Geneva pentru ameliorarea situației răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie, sub conducerea prințului Dimitrie Ghica. Prima sa misiune a avut loc în iulie 1876, atunci când prima ambulanță a Crucii Roșii Române a plecat pe frontul sârbo-turc de la sud de Dunăre pentru a acorda ajutor medical militarilor răniți. A urmat războiul de independență, când Crucea Roșie Română a intervenit în ajutorul răniților cu voluntari, ambulanțe, trenuri sanitare și au luptat împotriva febrei tifoide. În timpul Primului Război Mondial, însăși Regina Maria s-a alăturat organizației în operațiunile de în sprijinul răniților. Impresionați de curajul și implicarea ei, oamenii din popor au numit-o Regina Mamă sau Mama Răniților. Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fondarea sa. Regina Elisabeta, Regina Maria și Regina Mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșii Române, fără teamă de război, mizerie sau boală. La început, activitatea Crucii Roșii era de a îngriji soldații răniți în timp de război, însă de-a lungul timpului, activitatea acesteia s-a diversificat. După 1990, organizația a început un amplu proces de reorganizare, dezvoltându-și area de activitate și apoi a desfășurat numeroase acțiuni de asistență a victimelor dezastrelor naturale, dar și a categoriilor sociale vulnerabile. Voluntarii au îngrijit soldați bolnavi și răniți, au ajutat prizonieri și refugiați sau au participat activ la salvarea populației în urma calamităților naturale sau a bolilor contagioase. Din data de 15 mai 2015, Principesa Margareta a României a fost aleasă președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie, continuând astfel o tradiție a familiei regale începută de Regina Maria. Am speranță că generațiile viitoare vor duce mai departe această menire cu simț de răspundere și generozitate. La mulți ani, Crucea Roșie Română! Crucea Roșie Română este singura organizație umanitară cu o rețea funcțională pe întreg teritoriul României. Organizația este prezentă la fiecare nivel teritorial, județ, municipiu, oraș, comună și sat, prin cele 47 de filiale și aproximativ 2000 de subfiliale.